Mai este pentru Răzvan Prișcă în felul următor. Dacă începem să ne obișnuim cu atacurile foarte dure ale președintelui la adresa guvernului, la adresa PSD și a majorității parlamentare, Klaus Iohannis vrea să se branduiască, la fel cum s-a întâmplat și în 2014, ca cel mai important lider politic anti-PSD din România, pentru, așa cum spunea sociologul Vladimir Ionaș, pentru a coagula tot electoratul anti-PSD în perspectiva prezidențialelor. Întrebarea mea este: de ce trebuie să mutăm această confruntare politică, mai mult sau mai puțin normală într-o democrație, la capitolul plângeri penale? De ce astăzi am avut această surpriză absolut uluitoare din partea președintelui PNL cu o plângere făcută la parchetul general împotriva adversarului politic Viorica Dăncilă? Domnul Radu Tudor, haideți să le luăm totuși cronologic și să încercăm să le privim cât se poate de obiectiv, nepartinic. Reactivitatea asta a președintelui Iohannis este într-un crescendo vizibil, accentuat poate în ultimele 2-3 luni de zile. Atitudinea sa, reactivitatea sa, a fost direct proporțională cu măsurile, unele măsuri ale guvernelor PSD, dar mai ales cu anumite acte ale anumitor reprezentanți ai acestui guvern. Președintele Iohannis, și m-am uitat cu foarte mare atenție la fiecare ieșire pe care a avut-o, președintele Iohannis a evitat, poate uneori a căzut și el în patima asta, dar a evitat pe cât se poate să ducă discursul într-o zonă politică. De cele mai multe ori, președintele a ieșit cu lucruri concrete, cu fapte, cu acte și cu cifre. Din păcate, de cealaltă parte, reacțiile au fost virulente, aproape violente de dreptul. De cele mai multe ori, paratrăsnetul a fost domnul Dragnea și în loc să vină cu contraargumente, astfel încât cetățenii până la urmă să poată să tragă niște concluzii în mod obiectiv, a venit doar cu atacuri politice. Adică, în momentul în care, spre exemplu, președintele României a ieșit într-o declarație de presă, acum vreo 3 săptămâni, cu acele date economice, date care erau preluate de pe site-ul Ministerului de Finanțe, nu erau inventate de consilierii prezidențiali, nu erau inventate de președintele Iohannis, nu erau inventate de nimeni, erau luate de pe site-ul Ministerului de Finanțe. În loc ca domnul Dragnea, în loc ca domnul Teodorovici, în loc ca doamna Dăncilă, se iasă public să explice de ce acele cifre puse de guvern acolo arată așa. Ei au venit în primul rând să spună că nimic nu este adevărat și au venit cu alte cifre și au început să facă un atac politic împotriva președintelui. Cred că pentru cetățeanul simplu era... Atac politic ce înseamnă? Că eu primele cuvinte dure le-am auzit de la Klaus Iohannis către guvern, nu invers. Nu, v-am spus, președintele rare ori intră într-o zonă politică. Mesajul președintelui este... În ultimele trei luni e foarte politic. Nu, în ultimele trei luni mesajul președintelui este tehnic. A vorbit despre cifre, atunci despre rezultatele economice. Acum, în această speță... Când spune că PSD este incapabil să conducă țara, când spune că guvernul ăsta e în pericol, când cer demisia premierului care e și președinte executiv al PSD... În momentul în care vezi că aceste lucruri apar, în momentul în care vezi că nu există niciun contraargument din partea guvernului, merge mai în spate, merge la scandalul care a generat practic cererea de demisie, și anume acel atac la Banca Națională. În momentul în care ai 2 sau 3 miniștri, doamna Volguța Vasescu, domnul Dragnea, aici la dumneavoastră, în platou, la Mihai Gâdea, spun amândoi că este o conspirație a Băncii Naționale împotriva acestui guvern și președintele încearcă să-și asume rolul de mediator, iar a doua zi domnul Dragnea și tot guvernul vine și spune că nu e adevărat, ei n-au spus așa ceva. În momentul în care președintele, după declarații, repet, nu una, nu două, mai multe declarații în acest sens legate de Banca Națională, președintele te invită la o dezbatere, la o consultare. Tu spui că nu te duci și nu participi. În momentul în care apare această problemă legată de Israel... După ce primești niște jigniri foarte grave din partea președintelui? Păi nu le-ai primit niciun fel de jigniri. Toate lucrurile au degenerat după acest moment. Înaintea discuției sau invitației la Palatul Cotroceni pe întâlnirea cu BNR, președintele a avut niște cuvinte extrem de dure la adresa primului ministru. Apăruse cealaltă problemă care, iarăși, obiectiv n-a putut să fie explicată. Vedeți? Din păcate, colegii din majoritate pleacă uneori în start cu o temă politică, cum a fost domnul Dragnea cu mutarea ambasadei, după care realizează, fac un fel de analiză de sensitivitate și realizează și stau în spate. Domnul Dragnea, din nou, aici, la domnul Gâdea, în emisiune a spus că decizia este luată. De ce nu se poate purta acest război în spatele ușilor închise, cum este normal într-o democrație? De ce trebuie fiecare să strige peste gard la celălalt? Uitați, asta este o foarte bună întrebare și vă spun sincer că și eu mi-aș dori ca multe din aceste lucruri să nu apară în spațiu public. Vă spun sincer, pentru că multe din declarații generează niște efecte pe termen foarte lung. Noi încă în România nu suntem obișnuiți cu ceea ce înseamnă memorie instituțională. Noi nu înțelegem că, de exemplu, o instituție, că e Maie, că e președinție, că e Parlamentul României,
Nu contează că e condus astăzi de Iohannis, de Dragnea, de Dăncilă. Contează că, spre exemplu, în această problemă, ați văzut reacția ambasadei palestinene în această seară, vis-a-vis de chemarea ambasadorului, da? Acolo ce se spune? Că este un conflict intern care încă nu este soluționat, motiv pentru care cei de la Ramallah au luat decizia să-și cheme ambasadorul. O să-l trimite înapoi. Asta e drept, e drept, dar asta înseamnă memorie instituțională. Asta înseamnă că poate peste 5 ani, peste 10 ani, într-o altă speță, într-o problemă legată de altă zona globului, unii ori să zică, băi, cu România nu știu dacă putem să negociem sau nu știu dacă ne putem baza, că uite, mai ții minte atunci când a fost problema Israelului, că unii au tras într-o parte, alții într-alta, au început să se certe. Mai bine ne retragem. Da, sunt sigur că nu e România singura țară corect, care are astfel de dilemă. Dar, domnul Radu Tudor, aceste probleme sunt artificiale, astea e problema. Dacă ar fi probleme reale, dacă ar fi o problemă cum e în Statele Unite ale Americii, cu lobby-ul într-o parte, lobby-ul în altă parte. Eu vă sunt foarte sincer, eu cred că dacă președintele l-ar fi chemat pe Liviu Dragnea la Palatul Cotroceni, se închideau ca doi bărbați adevărați acolo în biroul președintelui și ar fi discutat o oră, două, trei, cinci, zece și ar fi ieșit cu niște teme lămurite de acolo, ce pot să faci tu și ce trebuie să fac eu, cu siguranță lucrurile ar fi stat altfel. Dar nu credeți că și reciproca e valabilă? Evident, mă refer la amândoi. Că, mă rog, președintele e cel mai înalt în funcție. Nu poate Dragnea să-l cheme pe președinte la Parlament. Îl cheamă președintele pe Dragnea la Cotroceni. Dar poate cere Dragnea președintele să primească. Eu am auzit, vă spun foarte sincer, n-am niciun motiv. Eu de fiecare dată am auzit disponibilitate din partea lui Liviu Dragnea de a dialoga cu președintele. Și a spus pe orice fel de temă. Când Călin Popescu Tăricean a spus, eu nu mai calc niciodată pe la Palatul Cotroceni, s-a dus Liviu Dragnea și a dat acolo mâna cu președintele, inclusiv acum, ultima dată, de 9 mai, ziua corect, Europei. Corect. Că a stat cu spatele la președinte, corect, că s-a clizit cu Băsescu, asta e altă. Dar domnul Tudor, nu era normal ca înainte să vii să spui într-o televiziune, într-o emisiune televizată, că decizia este luată, ambasada e mutată? Nu era normal. N-am auzit asta. Asta a spus-o. Asta n-am a spus-o în acea joie fatidică aici la n-a zis că e decizia luată. Da? A zis că a exact pornit, a zis că a pornit procesul pentru consultare și pentru decizie. N-a spus că este mutată. Deja că n-are cum Dragnea să o mute, să ia casa pe sus, să o ducă de colo-colo. Păi tocmai.